ultimii ani, presa online a câștigat din ce în ce mai mult teren, în detrimentul altor mijloace de informare. Rețelele de socializare au devenit indispensabile atât pentru cititori, care le folosesc pentru a selecta informații, cât și pentru presă, care le utilizează pentru a-și atrage audiența. Statisticile arată că peste 1 milion de moldoveni folosesc rețelele de socializare, ceea ce explică de ce nu mai sunt atât de populare sursele de informare tipărite, precum ziarele sau gazetele. Voi cum le spuneți? Ziar. Ziar. Ziarele se vând bine astăzi. Ziar, probabil. Am procurat un ziar de la poștă. Lumea nu prea citește ziarele tradiționale în prezent, mai mult sursele online. Ziar. 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 Și una e corect și alta e corect. Ziar. Hai, am cumpărat un ziar, am cumpărat o gazetă. Corect e ziar. La un butic libraric am cumpărat un ziar. Ziar, trebuie să citim ziarele naționale. În dicționarul explicativ al limbii române găsim substantivul ziar, publicație periodică, de obicei cotidiană, în care se tipăresc știri, informații politice, sociale, culturale, de actualitate. Originea cuvântului ziar se regăsește în limba italiană. Mai exact, el derivă din termenul diario, care în traducere înseamnă jurnal zilnic sau cotidian. În dicționar există și substantivul gazetă, sinonim cu ziar. El provine de la franțuzescul gazette. Astfel, nu comitem nicio eroare lingvistică sau gramaticală atunci când îi spunem ziarului gazetă sau gazetei ziar. Iată câteva